Bună și bine ați venit pe Tarotada! Dragă balanță, ai un mesaj urgent de la Univers pentru tine venit în acest moment și să vedem care este mesajul. Ce vă transmite Universul în acest moment? Un mesaj valabil exact în momentul în care îl găsiți. Balanță! Nu-ți fie teamă să-ți cânti propriul cântec. Ai un vis, dar nu-l spui nimănui, nu faci nimic în acest sens. Nu-ți fie teamă, eliberează-te, ți-e teamă pentru că aici trebuie să dai drumul unor credințe, unor atașamente, unor karme din trecutul tău, karme pe arborele genealogic, din familie, karmă de neam aici, de care trebuie să te eliberezi și tu nu mai vrei să stai în această situație și nu știi cum să faci, ești permanent suficient să faci tot ceea ce îți dorești. Ți se spune aici clar că sufletul tău luminează și nu faci parte din acest lanț vicios în care poate ai crescut sau aceste concepții, preconcepții care ți-au fost livrate nu sunt din tine. Ești suficient, iar potențialul tău este infinit, este nesfârșit. Fă din tine prima prioritate și eliberează-te. Aici văd o eliberare. Mesajul Universului este că te eliberezi de o karmă de familie. Ceva ce nu te-a lăsat să înaintezi. Faci pace cu mama, cu tata, cu o persoană din familia ta și eliberezi această karmă. Este mesajul Universului pentru balanță. Nu-ți fie teamă să-ți cânți propriul cântec. Propriul tău adevăr. 6 de sămi, te eliberezi. Faci pace cu această karmă, cu acest trecut, cu acest joc în care ai fost implicat vrând nevrând. Regina de cupe. Poate este o mamă aici. O mamă care te-a învățat ce a știut și ea, draga de ea. Te-a învățat ce a crezut că este mai bine pentru tine. Dar tu știi cel mai bine ce este pentru tine. Mai bine ca tine nu știe nimeni. Tu aici trebuie să stai drept în fața credințelor tale. Ieși din această karmă. O karmă se închide pentru tine. Pajul de monede. Închizându-se această karmă, începi lucruri noi, faci lucruri noi, energiile toate se disipă și ies la suprafață lucruri bune, dragilor. 5 de cupe. Da, ai un regret, ceva nu ai reușit să duci la bun sfârșit, poate în familia ta, poate nu ai mulțumit pe toată lumea. Nici nu trebuie, dragilor. Nu putem mulțumi pe toată lumea, nu toată lumea ne poate iubi. Dar acea persoană pe care noi o dorim în viața noastră, ca să vină către noi, trebuie să ne iubim pe noi, să ne amintim că suntem tot timpul suficienți și că potențialul nostru este nesfârșit. Fă din tine prima prioritate și lasă regretele în trecut. Aici ești un suflet pur, emani iubire, vrei iubire, toate energiile vin către tine deschise. Aveți aici 2 de bâte, visați cu ochii deschiși, visați departe la acel moment în care toate aceste lucruri pe care le-ați întâmpinat v-au pus obstacole. Ți-a fost teamă să-ți spui propriul adevăr, ți-a fost teamă să-ți cânți propriul cântec și să spui eu îmi doresc cu totul altceva. Nu vreau acest job, nu vreau această persoană, nu vreau această situație. Spune-ți și vezi ce poți să faci pentru visul tău, care este total diferit de visul celor care poate te-au învățat, te-au crescut sau ți-au oferit aici ajutor din punctul lor de vedere. Stai în credința ta aici. Ce urmează pentru voi este ieșirea din regret, închiderea unei karme și începuturi frumoase pentru a deschide noi povești pe sufletul vostru. Da, haideți să vedem. Plecați, dragile mele balanțe, Universul vă transmite că plecați dintr-o karmă, plecați dintr-o situație și tot timpul ați știut acest lucru. Ați știut că aveți dreptate și că acolo unde sunteți nu este locul vostru. Meriți abundență. Universul îți transmite că ai avut permanent dreptate și că tu meriți abundență.
te retragi, îți spune Universul, să te retragi o clipă. Nu vrei să fii perturbat de nimeni, pentru că regenerarea este în progres. Vedeți, aici este un om care are o coroniță de flori pe cap, face baie într-un lighean cu apă rece, se reinventează. Este o modalitate perfectă de a pune claritate în gândurile voastre. Este un sfat, este un mesaj de la Univers să ceri claritate, să ceri acel ceva care ți-a scăpat până acum. Aici ți-a scăpat un lucru din vedere. Ai trăit și ai repetat un tipar învățat, dar tu nu meriți toate aceste lucruri. Tu meriți abundență, tu meriți iubire. Vedeți? Universul vă transmite acest mesaj. Meriți abundență. Regenerează-te, reinventează-te, cere claritate. Și Universul îți va trimite, pentru că aici ești nelimitat, ai un potențial, ai lumină, ești suficient, fă din tine prima prioritate și scrie aici, pe cerul vieții tale, pictează visul tău. Da, aveți aici cartea regretului, 5 de cupe, nu vedeți cupele pline, vă uitați doar la cele goale și aici aveți tot nostalgia. Vi se spune, focusați-vă pe aici și acum. Aduți un prieten la masă, povestește-i prin tot ce ai trecut și lasă acolo acea poveste. Oricând, dragilor, vă puteți rescrie povestea, atâta timp cât vă doriți acest lucru. Cartea roșu, iertare, iartă-te. Același duș rece pe care trebuie să-l faci și să te reinventezi cerând claritate. Da, văd aici și Phoenix, renaști din propria cenușă, odată ce acest copac al carmelor a luat foc și te-ai detașat, le-ai dat drumul. Te reinventezi. Este mesajul venit pentru voi de la Univers. Haideți să vedem și de aici o carte. Balanță. Dragile mele balanțe, aici vă detașați de un trecut greu aici, văd. 6 de săbii, s-a terminat, ați ieșit, ați plecat mai departe. Căminul. Tu faci pace cu sufletul tău, tu te reinventezi pe tine. Poate-ți cumperi o casă și rupe aici un destin. Poate cineva a vrut să-ți dea o moștenire și nu ai acceptat-o pentru că ai vrut tu singur să-ți întemeiezi propria familie, să-ți faci propriul drum. O casă. Poate este un mesaj. E timpul să-ți cumpere acea locuință sau această casă. Poate fi sufletul tău în care vine armonia. Este aici o bufniță, este un ceas, sunt cărți, o lumină care se întrezărește după această ușă, este cartea stabilității, este cartea în care tu te pui pe traiectorie, lăsând în urmă karme grele. Aici ți se spune că ai dreptate, știi despre ce este vorba, doar că meriți abundență. Abundență pe care nu ai avut-o până acum, pentru că ai stat în alte credințe, ai stat într-un blocaj. Cel mai mare blocaj, care poate să fie cel mai rău. Aici este 10 de săbii, durere, suferință. Wow, și un vizitator neașteptat. Așteaptă-te la ceva diferit, la cele două cupe pline care vin către tine și vin să deblocheze tot ce a fost blocat. Un vizitator neașteptat. Ai acest și acest mesaj. Închizi o karmă a trecutului și deschizi o fereastră a prezentului. Vă iubesc, mă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!